CFR călătorii riscă să rămână între stații. E avertismentul sindicaliștilor care amenință cu oprirea lucrului. Ei s-au supărat pe ministrul transporturilor și au ieșit să protesteze. Circulația pe calea ferată se va opri în România dacă nu va fi aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al companiei, strigă ceferiștii. Arată cu degetul către șeful de la transporturi, Drulă, dar și către situația din hangarele CFR. Spun că trenurile nu mai au nici becuri de schimb. Toți ceferiștii sunt nemulțumiți în mod sigur și se vor opri, poate și pentru că nu și-au salariul la timp și nu vor să pună în pericol viața călătorilor, spune liderul Federației Sindicale a Transportatorilor Feroviari. E supărat și că guvernul nu a folosit bani europeni pentru trenuri noi. Guvernul și ministerul nu înțeleg că puteam să avem numai trenuri noi pentru că au existat fonduri pe exercițiul financiar trecut și există și pe cel actual și prin PNRR, mai spun oamenii de la CFR Călători. Ministrul Drulă a promis în luna mai un ajutor de pandemie pentru CFR Călători cu o condiție, 160 de milioane de lei dacă șefii vor veni cu o schemă de restructurare. CFR a avut pierderi de 300 de milioane de lei în 2020 și discutăm acum cu domnul Rodrigo Maxim, este președintele Federației Sindicale a Transportatorilor Feroviari din România. Bună seara! Bună seara! Ei, dumneavoastră ați vorbit despre această criză care există de ani, de ani și ani de zile. Ultimii 30 de ani investițiile în CFR au fost destul de mici. În ultimii 10 ani am avut cel puțin 15 miniștri ai transporturilor și problema CFR rămâne în continuare nerezolvată. Ce ne facem? Păi, în primul rând ar trebui să desfințăm Autoritatea de Reformă Feroviară, care s-a înființat pentru achiziția de material rulant de trenuri noi. Și vedem că nu avem trenuri noi, nu avem trenuri noi care trebuiau să fie în anul 2021 și nu avem trenurile noi care trebuiau să fie în anul 2027. Deci absolut toate trenurile vechi trebuiau schimbate cu trenuri noi pentru toți operatorii de transport feroviar de călători din România pe fonduri europene. Nu înțelegem de ce nu s-au făcut proiecte pentru cealaltă parte de trenuri noi care trebuia să fie luată în exercițiul financiar actual 2021-2027 și prin PNRR. Bun. În condițiile în care nu au fost în stare de nici pe vechi exercițiu financiar acea treime de trenuri noi. Vorbim totuși de 70% din rețeaua feroviară care are nevoie de reparații capitale. Vorbim de cea mai scăzută viteză de pe continent cu sute de restricții și puncte periculoase de acces unde traficul este extrem, extrem de periculos. Vorbim de o medie de 17 km pe oră pentru circulația pe calea ferată și vorbim și despre o criză de personal, pentru că înțeleg că și dacă am avea bani să facem aceste lucrări, nu prea am mai avea cu cine. Mecanicii de tren sunt pe cale de dispariție la noi. Așa este. Deci problema este că revenim din nou la Autoritatea de Reformă Feroviară. Suntem la jumatea anului 2021, anul căilor ferate europene, declarat de Uniunea Europeană, și încă nu a apărut actul adițional la contractul de prestări servicii pentru toți operatorii de transport feroviar de călători din România. Este anormal ca să nu știm acum, când vine 1 iulie, care este prestația la fiecare operator de transport. Adică să vedem că, de exemplu, TFC-ul a intrat pe gara de nord București, aeroportul Ericoandă, și retur a ieșit când vrea după această secție și s-a dus și a preluat prestații în altă parte, tot când a vrut, în timp ce CFR Călători este obligat să preia practic prestația operatorului de transport feroviar privat, care a ieșit când a vrut după piață. Așa ceva nu ar fi fost posibil dacă Autoritatea de Reformă Feroviară și-ar fi făcut datoria. Cu atât mai mult cu cât Autoritatea de Reformă Feroviară nu a venit să explice cum este posibil ca să se ia de la CFR Călătorii 180 de milioane de lei din compensația ce i s-a acordat în anul 2020. Deci în anul 2021 este cu 180 de milioane compensație mai puțină, ținând cont că prețul biletului a rămas același de 10 ani,
și de faptul că de la 1 ianuarie 2021 s-a scumpit prețul curentului electric, prețul motorinei, a crescut salariul minim brut pe economie la cei care lucrează cu CFR Călători. Deci costurile lui CFR Călători au crescut, însă Autoritatea de Reformă Feroviară și Guvernul României s-au gândit că ar fi bine să micșoreze compensația lui CFR Călători și mai mult atât, să mai dea încă o lovitură în plus, să ia și gratuitatea studenților după calea ferată, care însemna 250 de milioane de lei în veniturile lui CFR Călători. Deci observăm cum Guvernul României, Ministerul Transporturilor, a fabricat lui CFR Călători o pierdere de peste 300 de milioane, deja 180 de milioane de la compensație plus 250 de la gratuitatea studenților. Anul acesta, anul 2021 față de anul 2020. Este foarte adevărat că prim-ministrul României încă din luna ianuarie spunea că după fiecare ședință de guvern declara că vor fi aceleași bugete de venituri și cheltuieli ca în anul 2020, adică CFR Călător va avea buget pe pierderi și că nu vor primi compensația, cum spunea dânsul, subvenția cei care sunt pe pierderi. Deci au gândit ca CFR Călător să fie pe pierderi și ca să fie sigur că CFR Călător este pe pierderi, a venit și a luat 180 de milioane de la compensație și în anul 2021 față de anul 2020 și a venit și a mai luat și gratuitatea studenților. Deci așa ceva nu se face pentru un operator de stat pentru în anul 2021, v-a spus, care este declarat anul căilor ferate europene și putea și CFR Călători să fie un operator la fel de transport feroviar de călători cum este oricare alt operator din Uniunea Europeană, numai că se pare că Guvernul României și Ministerul Transporturilor nu vrea să aibă operatori români în România și pe infrastructura feroviară din România, pe care și pe aceasta o vrea să rămână țară de tranzit, infrastructură de tranzit cu trei coridoare europene. Deci așa ceva este inadmisibil. Revenind la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, al CFR Călători neaprobat prin hotărâre guvern până în a doua parte a anului 2021, înseamnă că primele șase luni s-a mers cu 1 pe 12 din anul 2020, și din iulie 2021 se va merge cu 90% din 1 pe 12 din anul 2020. Dar anul 2020, așa cum am arătat, a avut BVC pe pierderi la CFR Călători, la o prestație cu 25% mai puțină decât cea din anul 2019, adică cu 10 milioane 3 km mai puțin și cu multa respectiv prestația, adică trenurile aferente care au fost anulate și nu au circulat. Iar în anul 2021 este o prestație cu 20% mai puțină ca în 2019, deci trenuri mai puține, echivalentul a 6 milioane 3 km mai puțin, deci banii sunt insuficienți pentru asigurarea tuturor trenurilor din anul 2019, deci românii au parte de mai puține trenuri de călători. Mai rău e că nu avem nici acel act adițional la contractul de prestări servicii pe anul 2021 pentru toți operatorii de transport feroviar de călători din România, care să stabilească clar care este prestația fiecăruia, fiecărui operator și care este compensația care îi revine și, bineînțeles, mulțumim, să stabilească clar care sunt trenurile, pentru că vedem la o tendință la unii operatori să circule cu trenuri. Mulțumim! Pare că nu avem niciun fel de viitor în ceea ce privește o îmbunătățire a felului în care vom circula cu trenurile în următorii ani. Nu avem, pentru că nu știm nici câți bani să cheltuim. Sunt facturi neplătite, de exemplu, la CFR Călători. Uh-huh. Sunt probleme mari cu diversi furnizori care au facturile neplătite, cu diversi prestatori. Mulțumim foarte mult pentru toate explicațiile. Da. Domnule mulțumim. Maxim, poate ar fi o soluție. Poate ar fi o soluție, vă mulțumim. Poate ar fi o soluție pentru CFR Călători să nu mai plătească chiar integral acele facturi. Poate merge cumva cu nașul și îi ajută într-un fel să scape de aceste dificultăți. Într-adevăr, cum ai bine spus, Irina, multe probleme, însă prea puține luminițe la capătul tunelului, că de aici vine expresia. Nu sunt soluții, nu sunt bani, însă
există percheziții, pentru că astăzi procurorii DNA au descins la Ministerul Transporturilor, dar și în mai multe locații din București, Ilfov și Constanța, au reținut un director și mai mulți angajați din cadrul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Suspectează o fraudă masivă. Ministrul Drulă a spus că trimisese deja corpul de control la ARSVOM.